Membrii clubului Lions Negru Vodă Câmpul Lung au fost prezenți în prima zi a săptămânii alături de elevii participanți la deschiderea celei de-a 11-a ediție a taberei de matematică de la Câmpul Lung. Timp de o săptămână, elevii sosiți din toată țara vor descifra tainele matematicii alături de profesori și se vor familiariza cu istoria municipiului. Avem destulă istorie și destulă cultură în această zonă a Bușului și în mod special Câmpul Lung. Și să vă simțiți cu totul deosebit bine, să vă distrați bine, să aveți o tabără fructuoasă și să aveți mult succes în final, când vom stabili și câștigătorii acestei tabere de matematică. Ideea acestei tabere de matematică a venit din partea unui membru al clubului în urmă cu 10 ani, în persoana lui Dorin Mirea. Mulți dintre elevii participanți la această tabără au ajuns să studieze matematicile în țară, dar și în străinătate. Tabăra aceasta, într-adevăr, are mai mulți copii decât eram noi obișnuiți să avem, dar asta e un lucru bun și faptul că tabăra noastră a însemnat ceva pentru clubul Lions se vede și din faptul că în alte cluburi Lions din țară au început să apară astfel de tabere. Satul Mare, de 2 sau 3 ani de zile, organizează și el o tabără de matematică, e adevărat că alte principii decât cele pe care le avem noi. Membrii Lions știu deja în ce constă acest program. Noi avem 4 zile de lecții, luni, mai miercuri și joi. Vineri dimineață un mini-concurs, în urma căruia desemnăm niște premianți. Pe tot parcursul taberei, elevii participanți se vor întrece într-un concurs de matematică, iar cei mai buni vor fi premiați pe scena amplasată în piața primăriei.